Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul, iată care sunt principalele informații ale zilei. DRDP Timișoara anunță atribuirea contractului de execuție pentru proiectul Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara DN69, rest de executat. Licitația a fost câștigată de asocierea a trei firme care trebuie să finalizeze obiectivul de investiție în 12 luni. În urma finalizării procesului de evaluare a ofertelor depuse, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor din cadrul obiectivului Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara DN69, rest de executat. Ofertantul desemnat câștigător este o asociere a trei firme. Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații. După semnarea contractului, perioada de proiectare și execuție va fi de 12 luni. Noul antreprenor va face și expertiza lucrărilor care au fost realizate de constructorul precedent. La data rezilierii contractului anterior, în septembrie 2023, progresul fizic al lucrărilor era de aproximativ 25%. Meteorologii anunță temperaturi ridicate pentru acest sfârșit de săptămână în zona de vest a țării, însă vântul va sufla cu putere și cerul va fi parțial înorat. Iată prognoza meteo completă emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Weekendul acesta vremea variază în vestul țării. În Timișoara, sâmbătă, temperaturile se vor situa între 10 și 16 grade Celsius, acoperite de un vânt ce va depăși 20 de km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse, iar cerul va fi parțial înnorat. Duminică, temperaturile vor oscila între 9 și 18 grade Celsius, cu un vânt puternic ce poate depăși 30 de km pe oră și cer parțial înnorat. În Hunedoara, acest weekend aduce temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade Celsius. Vânt cu viteze între 8 și 24 de km pe oră, cer parțial înorat și probabilitate redusă de ploaie. Arădenii se vor bucura de temperaturi ridicate, menținându-se între 10 și 18 grade Celsius, însoțite de un vânt cu viteze între 26 și 35 de km pe oră. Cerul va fi parțial înorat pe întreaga perioadă a weekendului. În Cara Severin, temperaturile vor fi mai scăzute, situându-se între 6 și 9 grade Celsius, iar cerul va fi în mare parte înorat. Se așteaptă vânt puternic cu viteze ce pot depăși 35 de km pe oră. Și ne aflăm astăzi la deschiderea celui de-al doilea centru de numărare și de sortare și abia aștept să văd cum funcționează aceste echipamente de ultimă generație. Returo, administratorul sistemului de garanție returnare, a deschis cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de băuturi din țară în cadrul parcului logistic din Gearmata, județul Timiș. Aici vor fi numărate, sortate și trimise spre reciclare doar recipientele de băuturi returnate de consumatori prin sistemul de garanție returnare, marcate cu cod de bare specific și logo-ul ambalaj cu garanție. Putem spune la puțin după două luni de la data punerii în funcțiune a sistemului garanție-returnare, că suntem pe traiectoria pe care o așteptam, atât în ceea ce privește cantitățile de ambalaj SGR pus pe piață, cât și în ceea ce privește investițiile pe care vom trebui să le facem ca și companie pentru a ne asigura că toate aceste ambalaje, fie că sunt colectate într-un sistem manual sau automat, vor fi numărate și sortate pentru a ajunge acolo unde le e locul, respectiv în fabricile de reciclare din România. Centrul Returo de la Gearmata are o suprafață de aproximativ 4400 de metri pătrați și este dotat cu echipamente avansate de procesare a ambalajelor. At the moment we have two centers, the one in Cluj which we launched last November and today in Timiș County. We now have the capacity to sort and count nearly 1 billion packaging containers. And this, as we know, for the annual capacity is 7 million. Today we're at 1 million. And over the next number of months, we'll continue to open new centers as the packages continue to come onto the market. Pentru noi, ca administrație locală, este o investiție extrem de importantă. În primul rând, ne aduc locuri de muncă, ceea ce ne bucură faptul că oamenii din localitate și din prejurim pot să vină la această fabrică. La al doilea rând, ne aduc mai multe venituri la bugetul local și să nu uităm, cred că cel mai important lucru, faptul că România
începând cu această perioadă, va da mult mai mult preț pe mediu și tot ce înseamnă peturi, doze și alte ambalaje de la băuturi răcoritoare și nu numai, vor putea fi reciclate. Infrastructura de centre regionale pentru sistemul de garanție returnare va fi dezvoltată treptat de Returo până la finalul anului, simultan cu creșterea volumului de ambalaje de băuturi puse pe piață de producători, returnate de consumatori și colectate de comercianți. Primăria Timișoara organizează întâlniri cu cetățenii pentru stoparea abandonului de deșeuri. Prima întâlnire a avut loc în cartierul Fratelia, iar cetățenii au indicat străzile care se confruntă cu problema gunoaielor. Administrația locală a demarat acțiuni concrete pentru gestionarea neregulilor. În cartierul Fratelia a avut loc o primă întâlnire a locuitorilor din zonă cu reprezentanții autorităților locale, în vederea identificării unor soluții pentru stoparea abandonului de deșeuri. Cetățenii au semnalat că în zona străzilor cercului dimineții Pavlov sunt aruncate frecvent deșeuri, iar Primăria Timișoara a demarat acțiuni concrete pentru soluționarea acestei probleme. La întâlnire au participat cetățeni din zonă, reprezentanți ai Primăriei Timișoara, inclusiv managerul de cartier, Serviciului Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare, precum și reprezentanți ai SCR Team Ecologic Service SA. În urma acestor discuții s-a convenit că o soluție eficientă ar fi montarea unei camere de supraveghere video și amplasarea unui panou de avertizare cu privire la interdicția abandonului de deșeuri. Primăria Timișoara a demarat deja demersurile pentru achiziționarea unor panouri de informare, iar în paralel a solicitat poliției locale montarea de camere de supraveghere. Facem apel la toți timișorenii să ne sprijine în efortul de a diminua fenomenul abandonului de deșeuri și de a menține un mediu curat și sănătos în oraș, transmit reprezentanții instituției. Crescătorii de animale domiciliați în comuna Biled pot depune, începând cu data de 15 februarie, cererea pentru acordarea prin închiriere directă a suprafeței de pășune. Documentația se depune la primărie până la data de 1 martie. Primăria Comunei Biled anunță crescătorii de animale domiciliați în localitate că, începând cu data de 15 februarie, se preiau cereri pentru acordarea prin închiriere directă a suprafeței de pășune. Actele necesare sunt o copie după cartea de identitate a proprietarului exploatației, adeverință de la medicul veterinar cu efectivul de animale înscrise în BND și certificatul fiscal liber de restanțe la bugetul local. Documentația se depune la sediul Primăriei Biled, la compartimentul Registru Agricol, până la data de 1 martie. Aura Danielescu, inspector școlar general al județului Timiș, infirmă zvonurile conform cărora ar intenționa să desființeze CRAE Speranța. Aceasta a dat asigurări că unitatea nu va fi desființată, ci reorganizată. Mai multe detalii despre acest subiect în rubrica Declarația Zilei. Dar dacă domnul președinte a spus că intenția inspectoratului școlar este aceea de a desființa CRAE Speranța, aș vrea să precizez din capul locului că nu suntem în această situație de a ne dori să desființăm absolut nimic. Dimpotrivă, am dezvoltat tot ce înseamnă educația din învățământul Timiș, în sensul că creștem foarte mult, avem un număr foarte mare de copii, avem 800 și ceva de norme pe care le-am adus în plus în unitățile de învățământ într-un an de zile, adică Ministerul Educației a dat județului Timiș ceea ce nu s-a dat niciodată. Eu am fost an de zile în această instituție și nu am beneficiat de o deschidere în sensul de a constata că populația județului crește și este un lucru extraordinar pentru noi și normele acelea sunt o necesitate. Nu ne dorim să închidem nici o școală sub nicio formă și nicio instituție care ne aparține. Cristian Rusu este candidat al PNL pentru primăria Dumbrăvița. Cunoscutul om de afaceri a vorbit despre motivele care l-au determinat să intre în cursa politică, dar și ce își dorește pentru cea mai bogată comună din România dacă va ajunge primar. Omul de afaceri Cristian Rusu a fost prezentat oficial de către Alin Nica drept candidat al PNL pentru primăria Dumbrăvița. Liderul PNL Timiș a precizat că partidul va avea candidați în toate localitățile din județ. Să practic anunțăm și oficial faptul că domnul Cristian Rusu va fi candidatul PNL la primăria Dumbrăvița și că se bucură de o tot mai largă susținere atât în rândul politicii locale,
oamenilor din politica locală angrenați în viața publică, dar mai apoi, evident, vom anunța și alte susțineri venite din alte zone din societatea locală din Dumbrăvița. Surpriza vine din partea lui Victor Malac, președintele organizației PSD Dumbrăvița, care va susține candidatul PNL-ului, deși Alfred Simoni s-a anunțat că organizația o va susține pe Alina Sperlea. Am hotărât împreună cu biroul executiv local și organizația PSD din Dumbrăvița, care din punct de vedere încă este valabilă juridic și statutar, încă este valabilă, pentru că n-am primit nimic oficial în aceste demersuri, doar ce s-a vehiculat prin presă, și ne-am hotărât să susținem candidatura domnului Cristian Rusu pentru alegerile din 2024 la funcția de primar. De ce am hotărât acest lucru? Pentru că ne dorim ca primăria Dumbrăvița să ne revină sau să revină acolo unde a fost. De ce nu? Poate și mai mult, pentru că posibilități sunt. Rusu a vorbit despre proastă comunicare pe care au avut-o cei din opoziție cu administrația locală actuală din Dumbrăvița, condusă de Horia Bugarin, precizând că acesta a preferat să se autoizoleze și să creeze o barieră. Din păcate, și probabil mulți dintre dumneavoastră știți, administrația actuală a decis să se autoizoleze și să creeze o barieră între administrație și Consiliul Local. Noi toți de aici credem și lucrăm de ceva timp cei din opoziție și nu am stat. Noi credem că nu un om este cel care poate să ia cea mai bună decizie, ci o echipă. Dar pentru a avea o echipă, că e un cuvânt ușor de spus, greu de realizat, trebuie să existe respect și trebuie să existe transparență. Altfel, se pierd ani. Un mandat nu este un an, este 4 ani. Am reușit în Dumbrăvița să nu implementăm aproape nimic, vorbim, nu știu, de 1 kilometru, 1000 de metri de asfalt în 40 de luni până în momentul de față. Rusu a punctat că și-a propus să creeze o echipă care nu trebuie să facă minuni, ci doar să întoarcă cetățenilor ceea ce aceștia plătesc sub formă de taxe și impozite. Ministrul Transporturilor a mers să vadă stadiul viitoarei centuri Timișoara Sud. Sorin Grindeanu este optimist și spune că dacă ritmul alert al lucrărilor se menține, șantierul va fi închis în vară. În prezent, 500 de muncitori lucrează zi și noapte, în special la terasamente. Șantierul centurii Timișoara Sud este în grafic. Sute de muncitori lucrează zi și noapte, în special la terasamente. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a mers să vadă stadiul lucrărilor și a comunicat un scenariu optimist. Șantierul va fi închis în vara acestui an. E o mobilizare de cam 500 de muncitori, utilaje. Se lucrează 24 din 24 pe lucrările care pot fi făcute în 24 din 24, și anume terasamentele. Eu cred că termenul asumat, acela de vară, va fi respectat. Mai mult decât atât, am avut discuții și cu responsabilul de șantier de aici și o să am și cu decidenții la nivel național a acestei companii. Mi-aș dori, dacă vom găsi soluțiile potrivite, să dăm chiar pe tronsoane drumul la această centură. Adică dacă poate să termine lucrările mai repede de la Ghiroda, de exemplu, până la Moșnița, să nu stăm până în iulie, când ar fi gata toată, ci să dăm pe tronsoane drumul la această centură. Sorin Grindeanu va propune deschiderea fiecărui tronson de drum odată finalizat, așadar se așteaptă decizia dirigintelui de șantier, iar dacă propunerea ministrului va fi aprobată, traficul din Timișoara va fi fluidizat. Un jurnalist a abuzat de profesia sa și a încercat să intimideze 2 polițiști. Agenții l-au oprit pentru că autoturismul său avea montate folii pe geamuri ce estompau vizibilitatea. Mai mult decât atât, nu avea documentele asupra sa. Văzând că statutul de jurnalist nu îl ajută, a sunat la 112 să reclame că unul dintre agenți se află în stare de ebrietate.
Polițiștii din cadrul IPJ Caraș-Severin au oprit în trafic un autoturism ce avea montate folii pe geamuri ce estompau vizibilitatea. În momentul controlului, conducătorul auto a precizat că nu are asupra sa actul de identitate și permisul de conducere, așa cum prevede legea. Atunci când polițiștii i-au adus la cunoștință că urmează să fie sancționat contravențional pentru cele două abateri constatate, bărbatul a invocat calitatea sa de jurnalist acreditat de IPJ Caraș-Severin, în speranța că îi va intimida pe polițiști pentru a nu fi amendat. Văzând că polițiștii nu se intimidează, jurnalistul a acuzat pe agentul constatator că se află în stare de ebrietate, apelând în mod abuziv numărul de urgență 112, unde a sesizat că polițistul care îl amendează se află sub influența alcoolului. Agentul a fost testat cu aparatul alcool test, cât și cu drug testul, chiar de către șeful biroului Ordine Publică, rezultatele fiind negative, eliminând astfel orice suspiciuni. Jurnalistului a fost reținut certificatul de înmatriculare al autoturismului și a primit o amendă de 2640 de lei pentru montarea unor folii neomologate, iar pentru apelarea abuzivă la 112, o altă amendă de 3000 de lei. Nu putem înțelege atitudinea purtătorului de cuvânt al IPJ Caraș-Severin, beneficiar al unui salariu de excelență, care imediat după eveniment și-a permis să-i contacteze pe cei doi polițiști pentru a încerca o mediere cu jurnalistul, ca și când vinovații pentru nerespectarea legii ar fi fost chiar ei. Îi felicităm cu această ocazie pe cei trei polițiști implicați în activitatea de predare a lecției de bun simț, a transmis sindicatul Europol. Un om aflat la un pas de moarte a fost salvat de jandarmi. Bărbatului i s-a făcut rău, s-a prăbușit pe șosea și s-a lovit la cap. Un jandarm l-a observat și alături de un alt coleg i-a acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței. Bărbatul se află acum în siguranță datorită intervenției jandarmilor. În seara zilei de 8 februarie, în jurul orei 20:30, plutonier adjutant Georgevici Sebastian, care se afla în timpul liber și se plimba împreună cu fiica sa pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara, a observat cum unei persoane care traversa strada i s-a făcut rău și a căzut pe asfalt, pe banda de circulație, lovindu-se la cap. A alergat imediat spre locul incidentului, timp în care l-a anunțat pe jandarmul aflat în serviciu la trezorerie, solicitându-i ajutorul. Alături de plutonierul adjutant Dan Alin, i-a acordat primul ajutor bărbatului și au blocat circulația pentru că exista riscul ca participanții la trafic să nu-l observe și să fie grav accidentat. Între timp, au apelat serviciul unic de urgență 112, li s-a făcut legătura cu serviciul de ambulanță și în permanentă consultare cu operatorii au aplicat procedurile specifice, asigurându-se că nu îl mișcă. Cu calm, au așteptat sosirea echipajului medical specializat și au răsuflat ușurați când li s-a spus că e conștient și l-au putut transporta în siguranță la spital. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, este alături de Ciprian Balici. Membrul Coralei Contrast a suferit un grav accident, în urma căruia a fost la un pas de moarte. De mai bine de 4 luni este în spital, iar fiecare zi de spitalizare costă 1000 de euro. Susțin din toată inima acest demers de strângere de fonduri pentru Ciprian, care este nu doar o parte a unui proiect foarte important, Corala Contrast, dar și un model pentru ceilalți profesioniști din domeniu. Haideți să facem acest efort, să ajutăm la reducerea suferinței prietenului nostru, Ciprian. Acestea au fost principalele informații ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. Rămâneți cu bine, rămâneți informați!